informație de ultimă oră acum la Digi24. Un copil de 2 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Botoșani. Din primele informații, când a avut loc incidentul în locuință, se mai aflau și alți 3 adulți. Ligia Pricop știe mai multe. Ligia. În momentul în care copilul a căzut pe geam în apartament, mai erau 3 adulți, într-adevăr, părinții și încă o persoană. A fost vorba de neatenție. Copilul s-a urcat pe un corp de mobilă, apoi pe pervazul geamului. Geamul era prevăzut cu plasă de protecție împotriva insectelor, dar plasa s-a deschis după ce copilul s-a sprijinit în ea. A căzut în gol de la etajul 3, aproape 6 metri. A fost preluat imediat de un echipaj SMURD. Era inconștient când au ajuns medicii. Prezenta un traumatism craniu-cerebral cu pragă deschisă. Este în stare critică. Este evaluat la Spitalul de Pediatrie din Botoșani. Prognosticul, spun medicii, este unul foarte rezervat. Polițiștii din Botoșani au deschis un dosar penal pentru a stabili cu precizie cum s-a produs incidentul.